Salutare, dragilor! Bun găsit pe canalul Grey Runner la un nou episod de Europa Universalis 4 cu clanul și Mazu. În episodul precedent am avut ceva fantastic, am reușit să cucerim și Mazu Cascadia și aproape ne învecinem cu Spanish Alaska, ceea ce este un lucru extraordinar pentru că cât de curând vom putea să fim exact lângă țara care are nivelul tehnologic 16-16-16 și probabil vom putea inclusiv noi să beneficiem de niște boosturi tehnologice importante avându-ne în vecinătatea lor, deci trebuie doar să mai luăm Sitka și suntem exact acolo, probabil după ce vom coloniza integral aceste provincii deodată se va ivi noi opțiuni și anume aceea de a crea o provincie independentă a clanului Shimazu aici în Alaska. Bun, cam asta este situația în ceea ce privește Alaska, în ceea ce privește restul continentului, după ce terminăm acolo în Alaska, trebuie să ne întoarcem înapoi în nordul Rusiei și să colonizăm Colina. Momentan am luat doar una dintre cele trei provincii și ar fi după aceea oportunitatea de a ne extinde în Saka, Caria și tot așa, trebuie să vedem aici în Terra Incognita ce alte oportunități avem. Pe de altă parte încercăm cu mare eforturi să facem o alianță cu Chi. Stăm destul de bine acolo în această privință. Avem o relație extraordinară și ne mai lipsește, cred că doar 3 puncte pe care cred că putem să le obținem dacă boostăm un pic armata noastră, da? În ceea ce privește Looming Disaster, unul dintre ele l-am înăbușit, acel Peasants War a fost înăbușit integral. Mai avem acest plutocratic cup, pentru asta trebuie să facem ceva în privința mărcenților și acest lucru ar trebui să apară cel mai târziu în ianuarie 1603 când expiră acest diet. Eu sper că se întâmple și mai devreme, evident că dacă le scădem acest land share, evident se întâmplă mai repede, momentan nu am reușit să facem asta pentru că ne-am focusat pe îmbrățișarea instituțiilor și este fantastic faptul că am reușit să îmbrățișăm feudalismul, renașterea și colonialismul. Am reușit renașterea și colonialismul în episodul precedent, partea 1 din acest episod, cum vă ziceam, și acum în partea a doua ne vom focusa pe îmbrățișarea Global Trade. Iar printing press-ul, sincer, sper să vină spaniolii cu ei, pentru că nu văd nicio altă cale și iau te vin cu printing press-ul, ceea ce e fantastic, o să putem îmbrățișa și printing press-ul, o să ajungă și la noi. Global Trade o să ajungă prin diverse căi, după cum vedeți, în diverse provincii pe mapa mond. Cel mai important că ajunge în capitală, din fericire, momentan nu ne afectează tehnologic, dar o să ne afecteze într-un moment viitor, imediat. Deja avem aici un penalty pentru următorul nivel tehnologic militar, că n-am îmbrățișat prin impresul, deci trebuie să vedem ce facem. În restul de privințe, după cum veți, avem un boost -20-25% tehnologic. Bun, și trebuie să nu uităm de faptul că mai avem foarte puțin și am îmbrățișat integral expansionist idea și împreună cu exploration idea vom putea să activăm o nouă politică. Ar trebui chiar să apară, nu? Nu. Mai ne trebuie expansion idea și vom putea lua colonial expansion, ceea ce este grozav pentru noi. Bun, dragilor, hai să continuăm episodul nostru și să vedem ce se mai întâmplă și în această parte și cum reușim să scăpăm de toate, inclusiv acest val nimicitor și continuu de răsculați. Bun, hai să dăm drumul la treabă. În ceea ce privește statele, nu voi lua noi state în momentul de față. Iar pe partea de decizii naționale, nu mă preocupă, aș fi putut să boostez ca noi, dar nu vreau să fac acest lucru. Am reușit în episodul precedent să scăpăm de aceste răsculați, văd că la Iacutat avem un nou noi răsculați și cred că o să fac o schemă și anume îi aduc pe ăștia de alăturați la Iacutat. Ah, că i-am adus la timp. Great. Bun, deci după ce terminăm și cu Chennai-ul, cred că am putea să facem, da, avem și la Chennai, dar trupele noastre sunt acolo, avem trupe aici împrăștiate. Summon diet-ul momentan ziceam că este pe pauză, nu vei face nimica, apare și era reformării, avem low crown land de adevărat, 982, sper să boostăm când facem acel summon diet, hai să vedem ce se mai investe și, în provincia Manchu, avem 9 în rest acolo, ok, la Stanovoi, opa, la Stanovoi pare să fie o viitoare răzmeliță, ăștia au reușit să ia castelul, este fantastic reușita lor. Trebuie să mă duc la Stanovoi de pune cu trupele. La Iac s-au răsculat, nu e o problemă. Îi calmăm noi imediat. Și văd că avem o nouă revoltă. Siege is over. La Tainan.
Ok. Oh, nu la Tainan, că Tainan este în Taiwan și nu avem trupe în vecinătatea acelei provincii. Asta este foarte, foarte rău pentru noi. Trupele noastre stau aici lângă Kamikawa și știam că avem și la Penzina. Deci trebuie să facem ceva în privința Kamusasuka. Avem și la Kamikawa. Oh, nu. Avem prea multe de gestionat. Cred că trebuie să punem o pauză cumva. Și trebuie să ne uităm de faptul că se răscoală inclusiv la Caraveli. Da. Deci trebuie să-i duc neapărat aici, unde s-au răsculat. Iar în ceea ce privește Kamikawa, cred că trebuie să le dăm o pauză. Singura pauză pe care pot să le dau este cu ceva consum de diplomatic. Hai să-i punem un pic în așteptare, că n-am nicio șansă altfel să-i opresc. Mai ales că s-au răsculat ăștia aici, o să-mi facă praștie Taiwanul. Chiar total nefericit ce s-a întâmplat acolo. Așa, estate of tutelary rights. Ignorăm chestia asta, vin practic, mamă, mi-au și a doua provincie. Foarte, foarte nefericit. Dar nu, unde sunt navele? Nu vin încă? Au plecat navele, dar nu îi văd încă. Pe undeva sunt. Uite că vin cu trupele. Am făcut Kenai, ceea ce este extraordinar. O să facem Kor. Și acum ultima provincie din gama asta. Ar trebui să putem lua. Ok. Hai să ne ducem acum înapoi aici. Ah, văd că i-au calmat pe ăștia. Ceea ce e extraordinar. Așa, Tainan has been occupied by Shimazu. Bun, am reușit să recuperăm Tainan. Trebuie probabil să ne... Nu putem să ne bucurăm prea mult, pentru că trebuie să ne întoarcem înapoi la Kamikawa, cred. Da. Văd că toate astea sunt în... Din fericire mai sunt doar 4 provincii semi-răsculate, ca să zic așa. Bun, trebuie să-i aduc înapoi aici pe ăștia. Hai să-i duc în nava asta. Eu o să cer imediat și pentru ceilalți un transport. Momentan îi duc pe ăștia. O să încetinim un pic răscoala și trebuie să-i aducă și pe aceștia de la... Așa, merge nava aceea să-i aducă. Aoleu! Colonial Company goes bankrupt. Kanushi pierde influență. Grozav. Bushi pierd influență și Merchants pierd influență. Dar încă sunt 100%, ceea ce e curios. Hai să cheltuim niște ducați, nu vreau să pierd de la ei 50% din populație. Stau prost cu bănuții, din nefericire. Și noi opțiuni tehnologice, acum nu pot să iau încă, pentru că trebuie să-mi fac competitiv merchants-ul. Și să încheiem cu chestia asta. Manpower-ul, cred că stăm ok. Ganu și gen 10, influență. O să accept, n-am încotro. Le dau și la Kanushi. Comercianții au pierdut și ei în sfârșit 15 influență, sunt la 86%, pot să trigăruiesc un nou summon diet. Atât pot să fac. Și acum trebuie să fiu foarte, foarte atent ce facem. În principiu am nevoie să generez loialitate pentru cineva pentru care nu pot să o câștig cu ușurință. Trade company at least 5. Tainan. Da. Din păcate, aș fi vrut să fac chestia asta pentru merchants. Dar nu cred că voi reuși. Drept urmare, trebuie să încerc pentru Bushi. Hai să vedem ce Bushi ce doresc. Așa, acceptăm de following. Gains claim on South Hin Hala area. South Hin? Ok, nu găsesc nimica. Hala. Ok, nu știu, South Hin Hala. Păi, stai, noi n-avem încă South Hin. Ah, trebuie să ne batem cu ea. Of, 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 nu convine.
Prima opțiune, hai să facem un templu la Oroci. Orocă. Bă, la Orocă, cred că dacă putem să facem templu, o să-l fac. Templele au un rol foarte pozitiv. Da. O să iau prima opțiune, pentru că celelalte nu îmi displac complet. Și pot să le fac un Seasland. Rozav. Le consum din loialitatea, care oricum era peste limită. De ce avem încă Looming Disaster? Nu știu de ce. Dar acum stăm bine cu Crownland-ul. Am mai înlăturat una dintre problemele pe care le aveam. O să-mi vină și trupele celelalte. În principiu stăm foarte bine. Așa, cu spaniolii. Am dus relațiile la maxim. Nu știu dacă putem să legăm ceva cu ei. Hai să vedem ce se întâmplă cu instituția aici. Au toate instituțiile, mai puțin Global Trade-ul, și îmbrățișăm și noi mai puțin prin impresul ăsta. Nu, sper să orice și prin impresul ăsta mai repede. Le crește totul. Acum întrebarea este, cât de mult boost putem să luăm? Deja mea, avem un boost de 5%, chiar și dacă n-am îmbrățișat prin impresul. Aș putea să iau nivelul tehnologic următor 14, cred că n-ar fi ideea rea să-l iau, chiar dacă ne-am îmbrățișat prin impresul, pentru că o să avem increase over time altfel. Și un cost infim în momentul de față, 470, wow, clar merită. Diplomaticul este 121, nivelul 12, deci față de 1000 și cât am dat. Da, ce să zic, este fabulos. Nu știu ce, suntem pe minus cu bănuții, dar probabil o să se regleze și chestia asta. Gata, am făcut și nivelul militar 14, 13 și avem artillery, small cast, iron fire, ok. Hai să facem și upgrade la trupe. O să luăm large cast iron pentru că sunt trupe ofensive și noi vrem să avem trupe ofensive. Ceea ce e fantastic acum este că i-am ajuns pe Coreea din punct de vedere militar tehnologic. Iau 15, 14, 14, noi avem 11, 10, 13. Ah, mai avem un nivel ca să ajungem. Dar suntem foarte, foarte aproape. Cred că următorul, acum hai să vedem care e penalizarea. 25%. Cred că este... Da, crește. Crește penalizarea. Asta e. Hai să vedem ce se întâmplă aici în Arcadia. Cred că aproape am finalizat colonizarea. Ah. Avem și cei 4 lideri. Mamă, doar cu 0,44 pe an. Greuți, greuți. 3 goods produs din Iacata, 5 to naval supplies, excelent. Și am terminat EIAC. Am făcut EIAC ca și colonie. O facem core. Great. Cred că putem acum să ne luăm trupele, să ne întoarcem înapoi pe continent cu ele și să ne continuăm expansiunea aici. În colina. Cred că o să încep exact cu provincia asta. Da. Pentru că pe partea cealaltă nu mai am pe unde să mă extind și momentan o să încerc să mă bat cu ei. Au mult prea multe nivele în fața mea, sunt 3 nivele tehnologice militar. Nu mai vorbesc de faptul că ei ar putea să mă atace pe mine. Dacă le declar eu război, trebuie să înfrunt. Ok. Toată această grupă de plus Portugalia și Genova. Ok. Iar din partea cealaltă nu vrea nimeni să vină. Ok, grozav. Avem chii, nu încă nu vor un royal marriage. Nu mai trebuie să-i conving de ceva. La Camus Asuka s-au răsculat. Hai că suntem aproape de Camus Asuka, sper să intervenim. Până să apuce să facă vreo prostioară. Your opinion changed. Da. Hai să mă țin relațiile cu UE. Mamă, reușitea să facă 10 ani de separatism. Orice fac, nu reușesc să-i opresc. Kamikawa, Chei Penzina și Caralvei. Ok, bine. Hai că îmi trebuie unul cu manevrabilitate mai mare. Așa. Bun, am recâștigat. Mi-a murit și un Great Advisor și putem să luăm ultima idee. Și avem tehnologii cost minus 5% și Global Trade Power plus 20% cu Only Alley Expansion. Pot să mă duc acum la și să aleg Global Settler Increase plus 15% și Naval Native Uprising minus 50%. Asta este fantastic.
Ar trebui să mă ajute destul de mult acum. Avem 125. Oh, mergem grozav. Bun, o să mă duc la benzina. Stai să vedem care este primul care se răscoală iminent. La Kamikawa e clar că se răscoală iminent. Și benzina. Hai să mergem la benzina. Îmi par să fie ultimul set de răsculați. La Kamikawa deja s-au răsculat și am și captiv. Așa. Pentru câștigăm Bush și Loyalty. Da, n-am încotro. Trebuie să accept. Propunerea este o propunere nefericită, dar n-am avut încotro. Bun, deci am reușit cu Kyuku Vai să scăpăm de cele două dezastre. Una dintre ele este în regresie în momentul de față, o să descrească până când va dispărea. Trebuie să avem grijă să-i monitorizăm pe Merchants. Luca nu știu, putem să-i boostăm relativ ușor loialitatea. Acum aș putea să câștiga niște ducați, dar sincer nu m-aș grăbi să fac chestia asta. Vreau să mențin Crownland-ul așa cum este și să-l ducem dincolo de 20% în momentul de față. Asta ar fi planul. Ne-am refăcut și trupele. Așa, putem să luăm următor nivel tehnologic a diplomat și mă costă 257, mamă. Și am luat 100 Mass Colonial Land și Naval Equipment Manufacturing. Ok. Great. Deci suntem foarte tare momentan poziționați. Vedeți dacă apar pe aici opțiunea asta. Avem Regimental Camp, Shipyard, Grand Shipyard-urile, ok. Așa, a apărut Naval Equipment Manufacturing, Local Goods Produced, opa, plus 1. Asta ar fi o chestie foarte șmecheră, ar putea să spunem. Hai să vedem ce putem să facem cu trupele astea. Cred că pot să le încep să le dau Army Drilling, le-am mai făcut Army Drilling de nu știu cât timp. Shun, văd că este foarte șmecher aici poziționat. Da, numai infanteria 23.000, artileria 16.000. Sunt o adevărată alianță ăștia. Hai să începem și noi un pic de antrenamente, că n-am mai făcut antrenamente cu trupele noastre de nu știu când. Văd că am și un diplomat liber. Probabil ar trebui să încep să mai boostez și eu relații diplomatice. Uite, cu Delhi, foarte șmecher Delhi. Cu Vu noi cred că vom sta mult și bine, ok. Și cu Ming. Hai să mai suspendăm ținerea lor la limită ca să mai boostăm relații diplomatice și cu alte state. Cu cine am putea oare noi? Nu știu, hai cu Franța, hai și cu Marea Britanie. Să ne vină un diplomat acum. Ok. Ceea ce privește trei nodul nostru, sigurăți dacă mai avem 56%, da. Trebuie să mai lucrăm un pic la asta. Uite, ne-a recuperat și cu economia, avem 5,79. Probabil ar strica acum să mai luăm două caraveluri. Ca să ne boostăm un pic flota. Și o să am nevoie de niște bănuți după aia, vreo 250, să-mi pun deoparte și să-mi strâng. Na, ideal este să-i obțin prin diverse mijloace. Să nu uit, am putea să le fac templele ăstora. Trece timpul, să nu fac la oroci templu. Dată momentul după aia. La benzina răscoală, ceea ce e fain că avem trupul exact la benzina. Și acum pot să-i duc liniștit la Caravelien aici. Caralveien, ok. Bun, aici n-am făcut scouting pe porțiunea aia, dar nu știu exact de ce. Dar hai să primim și noi nava asta noastră. Să termine scouting-ul pe secțiunea aia. Îi trimitem acolo și ne cerem și noi un pic în jos. După care venim înapoi aici. Vrem să aflăm mai multe despre ce se întâmplă în zor. Sure. Ok, nu mai avem decât o singură provincie. Asta e fantastic, e incredibil. Așa, putem să vindem titluri. Growth of Perfume Industry. Opa, Veneția. Influența. Cred că ar fi o idee bună să facem carantinare pentru acest influența. Da. Dacă nu, mamă, o să răspândească în mod sigur. Până în 1614, 10 ani. Mamă, ce... Can spread from non-quarantine provinces into addition provinces. Oleu. Deci putem să avem și noi evenimente pozitive, că practic... Ok, le-am dat quarantină lor. Hai să vedem cât de mare e penaltiul.
Momentan să facem 5.60. Trebuie să începem să ajungem și noi undeva mai pe 0 cu bănuții. În ceea ce privește instituțiile, să vedem ăștia dacă au ajuns. Colonialismul a îmbrățișat primul, e deja prezent. Noi deja îmbrățișăm și noi pe aici, încetișoară diverse. Prind impresul vreau eu să-l iau de la ei, dar au doar 20% prezență pentru prind impres. Deci probabil vom mai avea de aștepta pentru prind impresul ăla. Asta e și când facem și noi bănuții, să nu uităm să dăm drumul aici la templu. Așa, gems, opa, la Verkhoyansk, ok, e pentru prima oară când găsim gems aici, wow, 3, prețul este 3 pentru gems, așa, New Mercenary Company, nu cred că vreau să-i recrutez momentan, și sincer mă aștept să nu mai avem uprising din partea astora. Ok, cred că e bifat aparent native repression, ok. Dar din fericire pentru noi, chiar și cu native repression policy, stăm bine. Ah, au apărut iară. Iară se răscoală și la Myogasan. E incredibil, fratele meu. Bun, hai să te duci acolo. Puteți să lăsați centramente deoparte, ocupai Baishun. Mamă, Manciu, și a bătaie? Dar ce se întâmplă concret? Păi și Shun? De ce oare se bate doar Shun cu Manciu? E întrebarea. What about Uzbeci? Hey, Uzbeci au rupt alianța. Păi, fabricate claim repede și dăm și noi repede ceva la... Ce să luăm de aici? Puduli. Mai putem să dăm un fabricate claim? Hai să luăm și noi... Kuru? De ce nu mi-apare Kuru aici? Ah, gata. Așa. Mai pot să dau un fabricate claim. Hai să luăm Pijin. Așa. Și cred că ne-am cam folosit punctele. Mai au armată? Pare că ar avea armată, nu avem diplomați în schimb. Hai că facem roz repede de diplomați, să vedem cu cine făceam improve pe aici. Cu Chie o să mențin, cu Franța, stop improving. Vine 50 de zile. Sper să-mi vină și mie navele între timp. Uite, mi-au apărut astea două nave. De ce nu se reunesc băieții ăștia într-o singură flotă? Așa, select mission, protect Red Nippon. Great. A venit diplomatul. Așa, nu avem diplomatul. Hai mă, câte zile vine diplomatul nostru? 13 zile? Două zile, o zi. Ne mișcăm și noi, ne vine și nouă nava ca să ne ducă pe continent, că începe ăștia să ne colonizeze. Și trebuie să-mi iau și restul de armată, acum am realizat. Ia și tehnologic, trebuie să ne confruntăm un pic. Sunt un pic în spatele meu, tehnologic vorbind. Ok, hai să-mi reunesc trupele în cazul ăsta. Military access din partea lui Shun. Ignor. Dar eu nu înțeleg ei de ce nu se bat cu Shun. Cu Delhi. Recall diplomat. Pot să-mi iau administrativ nivelul... hai să-mi salvez pentru alte chestii. Unde mi-am o flota? Ăștia începură să colonizeze pe aici. Își adună armata. Hai că mi-o adun și eu, liniștiți. Păi, bat ăștia integral acum. Ok, mi-au venit parte din trupe. Au 20.000. Hai să aștept să-mi vină și restul de trupe. Am terminat de colonizat Yucatan.
Ok, cred că o să se formeze iacutat. O să se formeze deja colonia. O să am nevoie să-i duc pe ăștia aici. Și colonizăm și noi aici. Send. New Colonial Nation. Dar cred că n-am un control aici. The New Nation is an independent possession of its of its mother country, but may break free distant future if mismanaged. Ok. Deci avem Shimazu Alaska momentan, care are capitala la Yakutat. Ok. Dar au făcut pace. Au făcut pace cu Shun. Ok. Au reușit să ia una dintre castele. Adică ne aduc și restul de trupe. A venit o nouă grupă de mercenari. Stai să-mi vină și restul de nave și trupe. Deci să ne batem cu ei acolo. Hai să ne reunim la tir. Sub un singur comandant și mergem să ne batem la Aigun cu ei. Ungrateful native la Sitka s-au răsculat. Ok. Dar Sitka este aici, unde avem deja trupe. Bun, o să am nevoie de... este puțin. Da, o să-i duc aici cu nava. Ok. Putem să luăm un nou nivel administrativ. Nu-l iau încă. Nici asta, nici asta. Sell titles. Nu vreau să vând titluri momentan. Ignor, nu vreau să facem astea. Ne batem în sfârșit cu Manciuria. Hai mă, dar ce merge așa greu? Și îmi pare că n-are suficient de manevrabilitate, are 3. Ar trebui să-l și prindem, că noi avem 4 manevrabilitate. Hai să vedem. Fuge, 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 că l-am văzut. Nu știu dacă pot să-l prind aici. Trebuie să eliberez castelul. Ah, s-a dus acolo. Cred că am o șansă să-l prind dacă s-a dus acolo. Să vedem. A luat-o pe continent, pe ruta asta. Nu e bine pentru el. Dar stai să vedem ce se întâmplă. Că dacă e nevoie, o iau la fugă și eu cu ăla. Ah, îi prindem aici. Ia să vedem. Due to Highlands, the attacker gets -1 penalty on dice roll. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă. În primul rând, componența armatelor. Am 10.000 de infanterii, 5.000 de cavalerie, 7.000 de tunuri. 4,2 moralul, el are ceva mai mic. Disciplina 105 la 107 și avem după aia dice roll-ul. Asta ok. Terrain -1, are dice-ul 7. Ok. Mamă, dar e o diferență fantastică ce bătaie și-a luat aici. Hai să mă duc să le eliberez pe astea. Ia să văd dacă pot să interceptez, pot să-mi eliberez provincia. Bohemia. Unde o să mai avem uprising? La care Elvein? Da, trebuie să-mi salvez probabil niște bonus pentru chestia asta. Hai să luăm. Mamă, 197, am boost de 20%. Govern capacity și state house. Ok. Pretender. Stai așa, înainte de toate astea, să vedem pe unde suntem. 2, 4, 5. Este bun noul șogun. 2, 6, 5, are 13 puncte, este cel mai bun moștenitor pe care l-am întâlnit vreodată. Este fantastic ăsta. 2, 6, 5, oh my god. La Musashi,
Unde e Musashi? Aoleu, aoleu. Trebuie să angajez o companie de mercenari, cred că. Cât mă costă mercenarii ăștia? Mamă, cât costă monthly maintenance? Câți mercenari am nevoie? O să-mi facă probleme. Bun, dragilor, aici se încheie episodul nostru. În acest episod, după cum ați văzut, am reușit să formăm statul Shimazu Alaska, care este un stat tributar față de Shimazu. Pe de altă parte, am reușit să ne continuăm expansiunea în nordul Rusiei și în prezent ne preocupăm de cucerirea statului Colina și avem aproape toate statele, mai lipsește doar o singură provincie pe care urmează să o luăm. Cred că avem de fapt două provincii, mai trebuie să luăm Colima și Omolon. Așa, pe de altă parte, cum povesteam anterior, am reușit să trigărim un război cu Manciu pentru ca să le luăm toate aceste provincii, pentru că fac parte din obiectivul pe care îl avem aici la misiuni cu Invade Manciuria. Deci toate aceste provincii, după cum vedeți, trebuie luate, plus tot acest set care va trebui să-l luăm ulterior de la Shun. Asta face parte din obiectivul overall mai mare ca să cerim, facem integral Siberian Intervention. Deci avem nevoie să facem Invade Manciuria. O să ne batem și cu Coreea la un moment dat. Trebuie să luăm și partea Coreei zona asta, dar până alta ne preocupăm de lucruri mărunte. Trebuie să batem timp Manciuria. Acum, pe de altă parte, da, s-a evit evenimentul ăsta total nefast. Cum nu vine niciodată una bună și încă una bună, a venit una bună și una rea. Astfel încât pentru acest moștenitor foarte tare cu 2-6-5, este un moștenitor incredibil, am primit această gașcă de pretendenți care vor pur și simplu moartea acestuia. Deci va trebui să-i omorâm pentru că nu vreau să-l pună în locul lui pe acest Hisayo care are 1-2-1, deci este de-a dreptul varză. De urmare, trebuie să luăm o mică bază aici, vom reveni cu bătălia împotriva Shimazu Pretender și ulterior va trebui să ne întoarcem înapoi pe continent să batem pe Manciu. Cam asta e planul în mari, mai multe în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați vă rog să dați un like, comentați-mi pentru algoritm acolo ca să fie promovată această serie și către alte persoane interesate. Totodată abonați-vă și puneți toate notificările și hai să ne auzim cât mai curând cu continuarea acestui episod. Mersi mult și bye bye!